Foarte multe staruri ale fotbalului de-a lungul timpului s-au confruntat cu perioade mai slabe în cariera lor. Acest lucru se poate întâmpla din cauza accidentărilor, din cauza unor transferuri eșuate sau pur și simplu clubul nu-l mai dorește la echipă sau chiar jucătorul nu mai își găsește motivația pentru a juca la propriul său club. Iar în videoclipul de astăzi vom vedea un top 10 al fotbaliștilor care, în opinia noastră, ar trebui să schimbe clubul cât mai repede pentru a-și salva carierele, dar înainte de a începe am apreciat enorm dacă ați apăsa pe butonul de like și abonare, pentru că așa ne puteți ajuta canalul să crească mai mult. Philippe Coutinho este un nume la care probabil vă așteptați. Tehnicul fotbalist brazilian era considerat unul din cei mai buni fotbaliști ai planetei în vremea când evolua pe Anfield în tricoul lui Liverpool. Acesta era liderul din teren al cormoranilor, iar Federația Braziliană de Fotbal îl premia ca fiind cel mai bun fotbalist brazilian, luându-i fața chiar și lui Neymar, dar odată cu super transferul său la Barcelona, deși toată lumea s-a aștepta ca acesta să fie înlocuitorul perfect pentru Neymar, Coutinho a dezamăgit crunt, având evoluții modeste. Brazilianul a fost împrumutat o perioadă la Bayern München, dar nu a reușit să aibă evoluțiile din Premier League, iar sezonul trecut a fost iarăși modest, Coutinho jucând doar 12 meciuri pentru Barcelona și marcând 2 goluri. Totuși acesta are încă 29 de ani și cred că o revenire a sa la Liverpool sau chiar Inter Milano ar putea să-l ajute, pentru că în ritmul acesta cariera sa se va duce și mai în jos și este păcat de un asemenea talent. Un caz asemănător s-a întâmplat și la rivala Real Madrid, care după plecarea lui Cristiano Ronaldo l-a adus ca înlocuitor pe Eden Hazard, pe care au plătit 115 milioane de euro pentru a-l aduce de la Chelsea. În vremea aceea, Hazard era un super fotbalist care făcea ravagii în Premier League, fiind de departe cel mai bun fotbalist al lui Chelsea, dar odată cu aducerea sa pe Santiago Bernabeu, acesta s-a accidentat extrem de des și a avut evoluții dezamăgitoare, probabil puse pe seama problemelor medicale care l-au făcut să stea mai mult în spital decât pe teren. La campionatul european din această vară, în unele meciuri, l-am revăzut pe Hazard din vremea de la Chelsea, însă, în opinia noastră, și Hazard, dacă va mai continua ritmul pe care l-a avut la echipa de club, cariera sa este în pericol, așa că o revenire la Chelsea nu sună rău deloc. Mai mulți fotbaliști de la Real Madrid se află într-o situație neplăcută, inclusiv spaniolul Isco, care deși odată era văzut ca un mare talent și un fotbalist mult prea bun pentru a fi rezervă pe Santiago Bernabeu. Mijlocașul ofensiv a fost dorit de mai multe echipe de top ca și Chelsea, însă Realul a refuzat toate ofertele păstrându-l în lot, iar acum a ajuns ca în sezonul trecut să nu marcheze nici măcar un gol pentru Galactici și să fie lăsat pe din afara lotului Spaniei pentru Euro 2020, așa că în opinia noastră cariera sa merge din ce în ce mai jos și nici vârsta nu-l mai ajută, el ajungând deja la 29 de ani. Paulo Dybala a ajuns doar o umbră a fotbalistului care era odată. Dacă în 2018 era cotat la peste 100 de milioane de euro, acum argentinianul a ajuns la 27 de ani, iar cota lui a scăzut semnificativ, ajungând la doar 50 de milioane de euro. Fotbalistul Juventus nu trece deloc printr-o perioadă bună, dacă acum câteva sezoane reușea să marcheze peste 22 de goluri doar în Serie A și să fie dorit de Barcelona și Real Madrid. Acum acesta abia dacă mai punctează pe tabelă, sezonul trecut reușind doar 4 goluri, iar evoluțiile sale sunt în plină descreștere, iar în ritmul acesta cariera sa se duce în jos într-un mod destul de grav, poate chiar ar fi momentul de un transfer sau poate un împrumut la o altă echipă. Miralem Pjanić a venit vara trecută la Barcelona pentru a lupta pentru un loc de titular și pentru a deveni un star, însă lucrurile n-au mers deloc bine pentru bosniac, care odată cu venirea sa pe Nou Camp a avut cel mai slab sezon din cariera sa, reușind contraperformanța de a nu marca niciun gol sau o pasă decisivă, ceea ce este dezamăgitor pentru un fotbalist cu atât de multă experiență. Pjanić însă este ținut minte pentru prestațiile sale bune de la Juventus și de aceea este dorit de mai multe echipe din Serie A, iar Barcelona încearcă și ea să scape de el, așa că un transfer ar fi o bună gură de aer pentru acesta.
Barcelona vrea să scape de mai mulți fotbaliști, iar unul dintre aceștia este Samuel Umtiti, fundașul central care într-o vreme era titularul autoritar în linia defensivă a catalanilor, dar care a trecut printr-o perioadă nefastă plină de accidentări care i-au distrus cariera. Francezul este dorit în Franța de Olympique Marseille, însă acesta insistă să rămână la Barcelona, însă în opinia noastră este greu pentru că acesta va avea o misiune imposibilă să revină la forma de altă dată pentru că a stat mult prea departe de gazon și credem că o echipă ceva mai slăbuță, unde ar putea să fie titular, l-ar ajuta să-și revină la o formă mult mai bună. Un alt nume de fotbalist uriaș la care probabil vă așteptați să-l regăsiți într-un asemenea video este cel al lui Paul Pogba. Campionul mondial cu Franța a jucat extraordinar pentru bătrâna doamnă Juventus, lucru care i-a făcut pe diavolii roșii să plătească 105 milioane de euro pentru a-l aduce din nou pe Pogba pe Old Trafford, însă evoluțiile sale au fost inconstante departe de ce era în Italia sau la naționala Franței, așa cum am văzut și la acest euro, unde Pogba a demonstrat că rămâne un mare jucător, însă este destul de evident că la echipa de clubă lucrurile nu merg într-o direcție bună. Acesta rămâne liber de contract anul viitor și diavolii roșii ar face o mișcare mult mai bună dacă l-ar vinde în acest moment, pentru că ar încasa mai mulți bani și în locul lui ar putea aduce pe cineva care să joace cu entuziasm pentru echipă. Tot de la United, cred că ar trebui să plece și Donny van den Beek, deși are doar un an la echipă, olandezul a fost un transfer ce s-a dovedit a fi eșuat, 39 de milioane de euro a plătit diavolii roșii pentru a-l aduce de la Ajax, însă van den Beek nu a jucat prea mult, el făcându-și apariția în doar 19 meciuri în care a marcat un singur gol, mult prea puțin pentru pretențiile fanilor și chiar ale fotbalistului care știe că poate mai mult. Poate acesta ar mai trebui să primească o șansă un sezon, însă nu ar fi rău nicio revenire la Ajax sau o plecare la altă echipă. Gareth Bale și aventura sa la Real Madrid sunt o poveste lungă și complicată, fotbalistul nu mai dorește să rămână la echipă de mai mult timp, clubul pare că nu-l mai vrea, Galezul are oferte, însă de fiecare dată rămâne pe Santiago Bernabeu, unde ori nu este titular, ori este accidentat și astfel mai trece un an peste un mega talent care se irosește. Anul trecut a fost împrumutat un an la Tottenham și a jucat destul de bine, arătând că încă poate face diferența și sincer, un transfer al lui ar fi benefic pentru absolut toată lumea. Nu are sens să ții pe bancă un fotbalist cu un salariu mare care nu are mai multă motivație de a juca golf decât să joace pentru marea Real Madrid. Odată Dele Alli era văzut ca cel mai bun tânăr fotbalist din lume și noua perlă a Angliei, însă situația s-a schimbat odată cu venirea lui Mourinho la Tottenham. Acesta a fost trecut pe linie moartă, iar o plecare a sa de la Tottenham ar fi una benefică pentru acesta, mai ales că este dorit în Franța de PSG. Fotbalistul lui Tottenham era cotat la 100 de milioane de euro acum 3 sezoane, iar acum a ajuns să valoreze doar 30. Scăderea datorându-se evoluțiilor sale slabe, iar sezonul trecut a fost unul horror, acesta jucând doar 15 meciuri și nereușind să marcheze niciun gol. Acesta a fost videoclipul de astăzi, să ne spuneți și voi ce jucători credeți că au nevoie urgentă de un transfer, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și abonare. Salut!